A fost emisă alertă de tsunami pentru mai multe state de pe coasta Pacificului de Sud, după ce Noua Zeelandă a fost guduită de o serie de cutremure, cel mai puternic de 8,1 pe Richter. Oamenii din mai multe zone ale insulei au fost evacuați de urgență și mutați la altitudini mai mari. Sirenele pentru situații de urgență au fost declanșate în mai multe zone ale insulei. Autoritățile au emis alerte de tsunami. Mii de oameni și-au părăsit în grabă locuințele și s-au refugiat în zone mai înalte. Locuitorii insulei Kamadec, în largul căreia s-a produs seismul cel mai puternic al zilei de 8,1 pe Richter, au fost evacuați de urgență. Bloody roofless. I was in the motel and I was watching TV and started off and then I was like, oh, this is getting longer. Trei cutremure puternici au lovit ieri Noua Zeelandă, toate de peste 7 pe Richter. Curenții puternici s-au format imediat în urma lor și au lovit mai multe zone de coastă, provocând inundații. Din fericire, până acum nu au fost raportate victime, însă mai multe pagube au fost semnalate. Avertizări de pericol de tsunami au fost emise în aproximativ 22 de state din zona Pacificului, printre care Columbia sau Mexic. Centrul de avertizare din Hawaii a transmis că au fost observate valuri de tsunami, dar nu au fost raportate daune. Ulterior, alertele au fost oprite, iar mulți oameni s-au întors la locuințe în Noua Zeelandă. Autoritățile le-au dat indicații să nu se apropie de plaje, însă.